noi probleme pentru Antena 3, după procesul pierdut cu sublinierea Fadna. Senatorul Mihai Goce anunță de în judecat televiziunea de subliniere tiri. Senatorul USR Mihai Goci, fost vicepresubliniere dinte al Senatului, anunță ce va da în judecat televiziunea Antena 3, după ce într-o emisiune recent a fost prezentat o fotografie din cadrul unui proiect artistic, în care Goci se betea cu jandarmii, ca fiind real. Da, voi da în judecat Antena 3 i vedetele ei. Cheta public deschis de Mihai Gâdea, susținut de alte vedete ale postului, pentru a strânge suma de 300.000 de lei, datorat după ce a pierdut procesul cu Covesi, m-a convins ce e cazul să dau în judecat Antena 3. Ca fost jurnalist, am ezitat să deschid proces Antenei 3, după ce în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu s-a pretins ce a fi sărit cu turncopul la jandarmi, folosind ca dovadă o fotografie realizată în cadrul unui proiect artistic din toamna lui 2013. Chiar dacă amenda dat ca sancțiune de CNA, se pete mâna trecut, de 10.000 de lei, este derizorie, aveam încă rezerve în privința unui proces. Chiar și la Antena 3 există reporteri care îi fac onest profesia, durata proceselor în România nu e un factor motivant și faptul ce, în activitatea mea am, totui, alte priorități, m-au făcut să nu mă gândesc, până acum, serios, la o acțiune în justiție, scrie Goci pe Facebook. Pe de altă parte, senatorul adaug faptul ce victimizarea vedetelor de la Antena 3 de după procesul pierdut cu Laura Codroacovesi a umplut paharul. Nu, nu e Gâdea vreun erou național. Nu, nu i-a făcut justiția vreo mare nedreptate. În loc să îi asume greala, Dnul Gâdea și alii colegi de ai lui apelează la o penibil cerătorie public, de parcă ei ar fi cei care au nevoie de sprijinii de subscripție naional. În cazul meu, în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu s-a minat cu tupeul fără scrupule. Nici a doua zi, nici măcar după decizia CNA nu au avut bunul simț să prezinte scuze. I vreau să fie clar, nu mie îmi datorează scuze, ci tuturor cetenilor pe care i-au minat. Chiar dacă procesul va dura mult, chiar dacă atacurile la adresa mea se vor intensifica, ne vom vedea în instant. Pentru ce oamenii care urmăresc Antena 3 trebuie să afle ce au fost și sunt minii pe fapt, pentru ce cei care nu îi urmăresc trebuie să știe ce nu luptăm degeaba pentru justiție în România, mai scrie Mihai Goci.